Doamnelor, domnișoară și domnul Mihai Silvichiril, vă spune bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Credință și Tradiții Mențene. Iată-ne din nou în studioul central din Piatra Neamț, unde vom aborda, vom relua o temă foarte importantă pentru cei dintre dumneavoastră, mai ales care sunteți și părinți, dar și pentru viitorul generațiilor de tineri români în perspectivă, educația pentru sănătate. Educația pentru sănătate, desigur, cu oarecare accent pe partea de educație sexuală din educația pentru sănătate. Am discutat în cursul verii cu doamna medic, psiholog, despre ce înseamnă educația sexuală la copiii de clasa 1 și care sunt implicațiile educării din clasa 1, începând a copiilor din punct de vedere sexual. În această emisiune vom discuta cu doamna Irina Anastasiu, cu doamna jurnalist Irina Anastasiu. Sărut mâna, bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Inițiatoarea organizației Pro Vita în Piatra Neamț. Da. Am înțeles. Cu doamna Irina Anastasiu vom discuta câte ceva despre cadrul în care s-a decis educația pentru sănătate, ce este educația pentru sănătate, ce impact are ea asupra vieții tânărului român, tânărului elev român, și mai ales care sunt pericolele părții acesteia de educație pentru sănătate la nivelul educației. Dumneavoastră a scris, ați participat cu un referat care se numea Capcana educației sexuale în școli. Aș vrea mai întâi să-mi spuneți câte ceva despre Pro Vita, pentru că poate sunt oameni care nu știu prea multe despre organizația Pro Vita. După care să ne explicați ce înseamnă, de ce ați numit acest referat al dumneavoastră Capcana educației în școli. Asociația Pro Vita pentru născuți și nenăscuți este o organizație non-guvernamentală cu caracter creștin-ortodox, al cărei scop este protejarea vieții copilului de la concepere și până la moartea naturală. Această asociație a fost înființată imediat după Revoluție de către poetul Ioan Alexandru și preluată apoi de părintele Nicolae Tănase. Acum, astăvară, la Mănăstirea Neamț, a avut loc întâlnirea anuală a Federației Pro Vita, în cadrul căreia am prezentat acest material legat de pericolul educației sexuale în școli. Adică acest material? Spuneți-mi, vă rog. Acest material a pornit de la un curs desfășurat, propus de către Casa Corpului Didactic Neamț spre a fi desfășurat și inclus în oferta de programe a instituției pe anul trecut, intitulat Relații interumane și educație sexuală pentru elevi. Și întrucât modulele acestui curs se axau pe o interpretare nepotrivită vârstei elevilor de ciclu primar vis-a-vis de viața sexuală, am considerat oportun realizarea acestui material pentru ca să conștientizeze mai mult părinții acest pericol. O să vreau să-l discutăm un pic mai pe larg, acest material al dumneavoastră, foarte interesant, foarte interesant, cu date, cu... Prima întrebare, de ce au durat 20 de ani până să ajungă și la Piatra Neamț Pro Vita? A spus că s-a făcut după Revoluție, de ce a durat atât de mult până ce să se structureze aici la noi? Nu, activități Pro Vita există de mult timp. Nu, și știu că există, Piatra Neamț, ca structură locală? Ca o structură locală nu este încă oficializată, dar activități Pro Vita există nu numai în Piatra Neamț, dar în foarte multe orașe din țară se fac activități Pro Vita. Dumneavoastră a spus că, deci în cadrul educației pentru sănătate, asta este un manual de educație pentru sănătate, pe care învață copiii de clasa 1. Da? Mai întâi de toate, înainte de a citi partea cu educație sexuală din acest manual de clasa 1, aș vrea să vă întreb de ce apar atât de multe? De ce nu există, cum era când eram eu elev, să fie un manual pe care ministerul îl propune și cu asta basta? Adică, dacă noi am vrea acum să demonstrăm un lucru, ar trebui să căutăm 10 de ediții. De ce se face această
propunere de manuale alternative. De ce s-a dat de multe manuale? Pe același asta lucru. Ar trebui întrebat la Ministerul Educației, care le avizează pe toate. Că sunt foarte multe edituri care scot manuale, e una. Dar de ce primesc toate aviz, asta este partea a doua. Adică, practic, există oricând riscul ca eu să învăț pe un manual și colegul meu de bloc să învețe pe alt manual. Da, asta este valabil pentru foarte multe materii. Nu e pentru doar foarte educație, multe materii. Sănătate, deci, aici, în manualul de educație sexuală, de educație pentru sănătate, unde trebuie să spunem că copiii sunt învățați să se spele, să se îmbrace, să se pieptene. La clasa 1 există această exercițiu. Observă imaginea și este prezentat aici o fată și un băiat, sunt prezentați o fată, o domnișoară și un domnișor, și se zice așa, precizează cel puțin o diferență observată între cei doi. Dar nu se oprește aici. Ce alte diferențe există decât prima diferență? După aceea, notează denumirile unor activități comune desfășurate de copiii de ambe sexe. Întrebarea 3. Realizează un desen care să te înfățișeze. Iar la recapitulare, printre altele, se spune așa. Caracterele sexuale primare sunt reprezentate prin organe sexuale interne și externe. Sunt două variante. Dumneavoastră spuneați că nu este normal ca la vârsta asta să se face referire? La ce se face referire? Da, se face referire la demonstrarea diferențelor anatomice între băieți și fetițe, dar de la vârste destul de fragede, când nu cred că atenția copilului trebuie să se concentreze asupra acestor aspecte. Dar vreau să vă spun că programa pentru materia educație pentru sănătate a fost lansat inițial în 2003. Și a fost un întreg scandal în România. A fost un întreg scandal atunci, pentru că existau foarte multe subcapitole în cadrul acestei programe scandaloase, de-a dreptul scandaloase. Vă rog să dați exemple ca să știe despre ce era vorba. Vreau să vă spun că această programă era însoțită de un kit multimedia intitulat tot Educație pentru Sănătate și recomandat atunci de Ministerul Educației ca material auxiliar. Și pe acest CD multimedia puteau fi găsite noțiuni despre toate perversitățile sexuale. Erau prezentate ca fiind normale. Masturbarea, homosexualitatea și așa mai departe. Toate erau prezentate ca făcând parte din normalitate. Și ca urmare a reacției opiniei publice, în principal a părinților. Această programă a fost modificată în 2004. Au fost scoase acele capitole. Dar ceea ce a rămas lasă loc de ambiguități în continuare. După cum ați văzut, la clasa 1 se pune așa problema. Nu știu dacă subcapitolul referitor la educație sexuală nu poate să fie restructurat, refăcut. În așa fel încât să nu mai existe aceste... Dar iertați-mă, dar pentru clasa 1 ar trebui poate chiar abandonat? Adică, nu știu... Nu, poate fi făcut această educație sexuală pentru elevi și cred că este utilă, dar pornindu-se de la niște principii moral creștine. Vreau să vă spun că în anii 30, la noi în țară, a existat această intenție de a se introduce educația sexuală pentru elevi. Atunci a fost chiar o propunere în Parlament. Dar cum? Să se organizeze câte un comitet în fiecare școală. Și din acest comitet să facă parte un profesor, un psiholog, medicul școlar, alături de diriginte, care să le vorbească copiilor pe principii moral creștine despre această educație sexuală. Și mie mi se pare mult mai normal și mai moral. Adică să li se spună copiilor, practic să li se copiii să fie învățați nu mecanismul prin care să se protejeze de desfrânare, ci să fie învățați să folosească, știu și eu, această apetență sexuală după niște principii morale, în felul acesta? Exact. Și să fie învățați cu principiul abstinenței. Cu abstinență, mai precis. Mai precis, adică, da. Practic... Nu să li se intensifice sexualitatea spunându-li se că nu e nicio problemă dacă folosești metodele contraceptive, totul este în regulă. Doctorul, medicul, psiholog Paula Iliescu a spus atunci când am făcut prima emisiune despre educația sexuală în școli, a spus că
este puțin anormal din punct de vedere psihologic ca unui copil să îi se centreze atenția în clasa 1, la 7 ani să îi se centreze atenția pe problemele diferențele sexuale și a explicat care sunt și consecințele până la 20-30 de ani ale faptului că el fiind nepregătit să perceapă această diferență de sex, el este pus în fața unei astfel de situații. Asta este clasa 1, dar am văzut din materialul dumneavoastră clasele superioare în care este un adevărat dezastru. Vă rog să vorbiți puțin despre acest lucru, după care o să vreau să îmi spuneți și cum este la nivel mondial, pentru că am înțeles că acest proiect nu este inventat de români, el vine recomandat de sus, de la celelalte foruri naționale și internaționale. Da, așa este. Există chiar două acorduri de țară semnate între Fondul ONU pentru Populație și Ministerul Muncii pe de o parte și Ministerul Sănătății pe de altă parte. Și în aceste acorduri de țară se specifică exact aceste lucruri, că trebuie să se pună accent pe educația sexuală și pe prevenirea sarcinilor nedorite. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră despre ciclu gimnazial, există un program desfășurat la nivel național care se numește Viața mea, un joc serios, care este recomandat și susținut de Ministerul Educației. Acest program este realizat de către psihologul Aurora Liceanu și la fel, de la clasa a 5-a le sunt indicate fetițelor cabinete de planning familial și ce putem să găsim pe acest site? Că au și un site, www.viatameaunjocserios.ro. Vedem că sunt trei secțiuni, pentru părinți, copii și profesori. Pentru părinți, doamna psiholog Aurora Liceanu oferă următoarele sfaturi. Educația sexuală nu înseamnă abstinență, deci nu trebuie centrată atenția asupra abstinenței. De asemenea, trebuie să li se ofere copiilor informații despre servicii contraceptive, orientare sexuală și avort provocat. La secțiunea copii avem următoarele informații. Ce înseamnă masturbare? Și se explică copilașilor de 11-12 ani ce înseamnă masturbare. Apoi, care este vârsta potrivită pentru a începe viața sexuală? Și așa mai departe. Deci, niște lucruri care sunt de-a dreptul uluitoare. Adică se face programare mentală, practic. Se programați să fie perverși de mici. Da. Da. Și acestea, deci, sunt... Spuneți-mi, cum sună asta, viața ca joc? Asta, însăși denumirea aceasta, viața ca joc, fie el serios, neserios, am văzut că au pus și între ghilimele cuvântul joc. Da. Dar viața ca joc nu este ea însăși o filozofie extrem de dubioasă? Nu. Denumirea este foarte bine gândită, că atrage copilul. Când aude de joc, el ce-și imaginează? Și site-ul este făcut în așa fel încât să-l atragă și să fie foarte, să fie interactiv. La un moment dat apare o discuție între două, nici nu poți să le spui fetițe, că este dedicat fetițelor de gimnaziu site-ul, nu? Copiilor de gimnaziu. Acolo sunt două adolescente care vorbesc despre folosirea prezervativului. Da? Asta la clasele gimnaziale. Și care este până la urmă scopul acestui program? Ce spun ei? Că fac acest program pentru prevenirea avorturilor. Dar s-a demonstrat că în țări precum Anglia, unde educația sexuală este obligatorie, se studiază obligatoriu în școli, avorturile deja au depășit orice limită. Anglia este campioană a avorturilor. Deci, astea sunt urmările acestei educații sexuale în școli. Practic, urmărirea fundamentală a educației sexuale în școală este că îi dezinhibă și le dă senzația că nu există nicio problemă din ordine moral. Exact. Și ei nu mai au niciun fel de responsabilitate vis-a-vis de actul sexual. Dar spuneți-mi, vă rog, la această organizație legată de Fondul pentru Populație, sau cum am... Fondul ONU pentru Populație. Al ONU pentru Populație nu este acea organizație care acum câteva zile, acum o săptămână și ceva, deplângea faptul că am ajuns 7 miliarde de oameni pe planetă și că o să ne fie din ce în ce mai greu și că ar trebui să facem ceva pentru ca să ne mai împuținăm?
Păi da, de aia și marșează atât de mult pe contracepție. Pentru că ei au spus una dintre cele mai bune metode de a ne împuțina este să nu mai ne naștem. Da. Cam asta e ideea, nu? Da. Și am văzut în ziua aceea când au declarat, am înțeles că au declarat oficial, practic logic ar fi să ne dăm seama că nu ai cum material vorbind să ai o atât de perfectă evidență populației încât să știi când s-a născut a șapte miliardulea om. Mm-hmm. Pentru că sunt țări care nu știu nici cât populația au ei. Sunt țări africane care n-au mai făcut un recensământ de enci pe ani, poate n-au făcut niciodată. Acum vreo câțiva ani au descoperit o comunitate umană trăind prin Amazonia. Nu știau nimic despre ea. Deci, ideea de a declara 7 miliarde, mie mi s-a părut un fel de manipulare mondială prin care au încercat să aducă în atenție faptul că suntem prea mulți pe planetă. Și să dea startul, am văzut atunci, pregătirii populației pentru ceea ce ați spus dumneavoastră, contracepția în școală. Am înțeles că cea mai mare armă a lor pentru a reduce populația va fi aceasta. Femeia va fi învățată să nu mai fie mamă, ci să se axeze pe carieră și mai puțin pe ideea de maternitate. Aceștia sunt oamenii care învață copiii noștri în școală? Aceștia sunt, și vreau să vă spun că Fondul ONU pentru Populație, cum ați întrebat mai devreme, finanțează multe ONG-uri care intră cu programe de educație sexuală în școli, cum ar fi această organizație Tineri pentru Tineri. Ei merg cu acordul factorilor de răspundere, directorilor de școli, inspectorilor școlari, intră nestingheriți în școli și împart prezervative cu duiumul, da, și broșuri legate de contracepție, ținând prelegeri despre... Aceștia sunt tineri pentru tineri. Da, aceștia. Da. Da. Adică sunt, iată, tineri cu prezervative, cu explicații date despre sexualitate. Vă rog să continuați. Deci vin în școală și țin prelegeri despre? Despre contracepție. Despre contracepție, învățându-i pe copilași de gimnaziu sau de liceu cum să se ferească până la urmă de sarcini nedorite. Deci ei vin și spun, îi învață pe alții din școli cum să se ferească de sarcini. Spuneți-vă, rog, toate acestea, oamenii aceștia bănuiesc că dacă ar fi întrebați și cu ocazia asta le și transmitem că dacă au ceva să reproșeze la ceea ce spunem noi aici, au oricând dreptul la replică asigurat, pot să vin aici să susțină punctul de vedere, ei ar spune că fac un bine, de fapt, tinerilor. Ei spun că previn, de fapt, dramele din viața unor tineri. Cum putem să contracarăm o astfel de idee? Că ei ar preveni, de fapt, tragedii din viața unor tineri. Păi, demonstrând ce se află în spatele acestor campanii, până la urmă. Și ce se află? Păi, ce se află? O să dau un exemplu. Vă rog. Tot pe aceeași linie de kit multimedia, finanțat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în București și adoptat în cadrul Societății de Educație Sexuală și Contraceptivă, se află și materialul intitulat Dragoste și Sex, Adevăr și Provocare, conceput de doctorul Cristian Andrei. Celebru doctor bucureștean care apare pe la toate radiourile și televiziunile... Dumnealui, da. Din televiziunile naționale. Exact. Este destinat tinerilor peste 12 ani. Și trecând peste materiale preluate de la organizația Accept a homosexualilor din România, în care homosexualitatea este prezentată ca fiind un lucru foarte normal. O alternativă sexuală, natural. Așa. Găsim la secțiunea Sex și Morală un interviu foarte, foarte bine cunoscut cu părintele Arsenie Papacioc despre canonisirea femeilor care au făcut avort. Da. Și cu surprindere constatăm în corpul acestui interviu o porțiune dintr-un alt material legat de folosirea prezervativelor. Deci o porțiune pusă pe seama părintelui Arsenie Papacioc.
S-a pus pe seama părintele Arsenie Papacioc? S-a pus ceva ce pe seama ceva, nu numai ceva, ce n-a fi spus niciodată. Dar ceva care are o, se contrazice foarte mult părintele. Dar asta nu este ilegal, cu... nu este ilegal și sub aspect editorial să faci un asemenea lucru. Da, factorii de răspundere ar trebui să-și pună această întrebare. Bănuiesc că cineva ar trebui să verifice aceste materiale și să spune, domnule, totuși ele ajung în școli, materialele astea de ani de zile circulă. Da, și ca nivel de drepturi de autor, să zicem, ale părintelui, ale celor care administrează cuvintele pe care le-a lăsat ca moștenire părintele Papacioc, ar trebui să spună, domnule, stai puțin, asta nu este din ceea ce a spus el. Pentru că, alminteri, riscăm ca prin repetarea la nesfârșit unul asemenea, știți cum e, că minciunea repetată la nesfârșit riscă să ajungă adevăr. Deci, da, materialul poate fi accesat la adresa drandrei.ro, la secțiunea materiale multimedia. Deci are acolo o porțiune unde se face apologia folosirii prezervativului, preluată porțiunea respectivă din cartea unui sexolog american, John Knowles, care scoate lucrări finanțate de același fond ONU pentru populație. Și puse pe seama părintului Arsenie, da? Ca să se știe despre... Deci asta pentru că m-ați întrebat de efectele acestor campanii. Dar sau ce se ascunde în spatele acestor campanii. De ce a fost necesar acest artificiu dacă el este adevărat așa cum ne-l prezentați dumneavoastră de pe site, desigur? De ce a fost necesar ideea asta? Să legi de numele unui sfânt, unui om înduhovnicit, unui om îmbunătățit spiritual, o campanie legată de prezervative? Este ciudat și introducerea unui material duhovnicesc în acel peisaj absolut obscen, pentru că sunt materiale care te uluiesc prin perversitatea lor acolo. Și în momentul în care tu dai cu ochii peste acest interviu, îți pui niște semne de întrebare și îl citești. Și în momentul în care ajungi să constați această anomalie, îți pui niște semne de întrebare, într-adevăr, de ce? Ce se urmărește vis-a-vis de Biserica Ortodoxă? Fără îndoială că semnele de întrebare ar trebui să și le pună mai ales cei care vor să păstreze imaginea părintelui neștirbită, de asemenea. Mi-aduc aminte că a fost acum un an de zile, cred, sau mai puțin de un an de zile, a fost un scandal în care era implicat Papa de la Roma, pentru că tot așa s-a interpretat că le-ar fi dat catolicilor lui permisiunea de a folosi prezervativ sau anticoncepționale, ceva genul ăsta. Vis-a-vis de asta, cred că a fost o interpretare un pic poate greșită. Ce se întâmplă în Biserica Catolică, ei acceptă metoda naturală de prevenire a sarcinilor și poate că de aici a ieșit această confuzie. Deci ei sunt de acord cu planificarea sarcinilor, dar cu planificarea naturală. Ceea ce Biserica Ortodoxă în mod clar respinge. Da, pentru că nici nu este normal să planifice într-un fel nașterea unei alte ființe umane, că nașterea nu e numai lucrarea mamei și tatei, este și lucrarea lui Dumnezeu. Ideea este că atunci, referitor la inserarea aceea despre care vorbiți dumneavoastră în interviul părintelui Arsenie, atunci Vaticanul a stat pe presă, pe agențiile de știri mondiale 3-4 zile să explice că Papa nu a făcut asta, că a fost înțeles în afara contextului. Adică oamenii, așa cum sunt ei, sunt totuși preocupați de imaginea lor. Noi nu prea dăm importanță lucrurilor acestora. Le vedem, ne scandalizăm și închidem televizorul sau închidem și plecăm mai departe, fără să facem ceva să reparăm greșelile. Și ăsta este și scopul, de fapt, al emisiunii, ca să încerce totuși să sensibilizeze pe părinți în așa fel încât ei să... încât ei să reacționeze. După ce o să luăm o pauză, foarte scurtă pauză publicitară, aș vrea să vă întreb, unde sunt părinții în toată povestea asta? E foarte important. Unde sunt părinții? Părinți, cât știu părinții din ceea ce prezentați dumneavoastră aici? O să vreau să intrăm un pic mai în detalii și mai în detalii. Dar cât știu părinții despre ce învață copiilor în școli? Se uită vreodată pe cărțile astea de educație sexuală? Cât știu părinții? Ce putem să-i ajutăm ca să conștientizeze totuși că sunt copiii lor la mijloc? Și mai ales aș vrea să prezentăm, sper să ne timpul să ne lase, să prezentăm cumva și o alternativă. O ideea unei educații sexuale, dacă trebuie, dar prin prisma unei
unei grile morale. O scurtă pauză publicitară și revenim imediat. Doamnelor, domnilor și domnilor, revenim în direct cu doamna jurnalist Irina Anastasiu, inițiatorul organizației Provita în Piatra Neamț. Doamnă, înainte de pauză vorbeam despre faptul că statul român, prin organizații non-guvernamentale, preluând de la ONU, de la anumite agenții ONU, a desemnat persoane, cum a spus doctorul Andrei, doamna psiholog Liceanu, sau cum a spus că se numește, oameni care să se ocupe de felul în care sunt educați copiii noștri din perspectiva aceasta a educației pentru sănătate. Vreau să-mi spuneți ce știu părinții despre această educație. În primul rând, vreau să mă întreb dacă i-a consultat vreodată cineva. Dacă au fost vreodată întrebați părinții sau să li se fi spus, domnule, uite, tu ești creștin, noi vrem să vorbim despre problema educației sexuale, ar putea să fie puțin în contradicție cu ce știi și ce înveți tu. Au fost educați măcar, au fost învățați, invitați părinții să știe ceva despre toate lucrurile acestea despre care vorbim noi? Nu, și aici sunt două aspecte. Pe de o parte, observăm că școala cumva preia frâiele educației copiilor noștri, ceea ce nu mi se pare normal. Controlul trebuie să-l avem noi ca părinți. Și pe de altă parte, familia este dezinteresată de aceste aspecte. Este și o doză de ignoranță totuși în această problemă. Ați spus că în 2003 au reacționat. Acum de ce nu mai reacționează? Pentru că acum lucrurile se fac, după cum ați văzut, pe din dos. Totuși, vis-a-vis de UNESCO și de noile educații pe care le recomandă și pe care noi începem să le abordăm, am putea să ne întrebăm ce este această UNESCO, ce urmărește această organizație, cândva o organizație respectabilă a oamenilor de știință, de educație. Păi, să nu ne mirăm că acum câțiva ani ei au scos un ghid de educație sexuală pentru copii. Ce spuneau ei în acest ghid de educație sexuală? Că la 5 ani copilul trebuie să știe că homosexualitatea nu este dăunătoare. La 9 ani trebuie educați în folosirea prezervativelor, în timp ce la 15 ani trebuie să știe că au dreptul la avort. UNESCO spune asta. În alt curriculum al UNESCO, ei spun că la 2-3 ani copiii pot experimenta plăcerea sexuală. Puțină lume știe că una din liniile directoare ale UNESCO este impusă de celebrul zoolog Alfred Kinsey, un pedofil și homosexual notoriu, care a demonstrat într-o lucrare celebră gradațiile homosexualității umane, că în America existau mult mai mulți homosexuali decât se credea prin anii 40-50, că există. Și că el, pentru a-și demonstra aceste adevăruri, între ghilimele, a abuzat peste 100 de bebeluși. Păi și asta nu era ilegal? Și lucrurile astea astăzi sunt cunoscute, dar la fel lumea parcă nu reacționează. Iar UNESCO a preluat în mod oficial una dintre liniile directoare ale lui Înțeleg că în UNESCO și are cumva sediu, mi se pare, la Paris, nu e la New York, la sediu central al ONU. În momentul în care el a scos pe gură aceste cuvinte, nu trebuie arestat imediat? Cred că și în Franța legile antipedofilie sunt la fel de puternice. Iată că nu a fost așa cum... Adică omul face o confesiune, practic omul face un autodenunț, nu? Da, la data respectivă nu erau demonstrate aceste lucruri, dar... Dacă îmi face un autodenunț de genul acesta, dacă cineva vine și spune la televizor, am făcut o crimă, nu e obligată justiția, chiar și pentru aceste cuvinte pe care le-ai rostit, să vadă dacă e adevărat sau nu, adică dacă e adevărat. Așa este, ar fi trebuit. Pentru că indiferent ce naționalitate ar fi având omul respectiv, bănuiesc că și într-o țară africană pedofilia, care e una dintre cele mai persecutate, zicem așa, infracțiuni din codul penal, ar trebui pe baza acestei recomandări a un asemenea om, copiii noștri învață despre sănătate și despre educație sexuală în școală. Da, programa de educație sexuală are la bază foarte multe linii, foarte multe de idei ale acestei persoane, da. Care, cum spuneți dumneavoastră, a declarat singur
s-a autodenunțat că a abuzat foarte... Nu. Lucrurile astea au fost descoperite mai târziu. Au fost niște colegi de-ai doctorului care au declarat, Mai târziu, alții, ulterior, că el ar fi abuzat peste 100 de bebeluși ca să demonstreze cum că educația sexuală este absolut necesară și că omul este o ființă eminamente sexuală. Încă din, nu știu, din pântecele mamei lui, probabil. Adică UNESCO încearcă să-i învețe pe copiii noștri că omul este o ființă eminamente sexuală? Da, putem să tragem această concluzie. Asta e ideea pe care vor ei. Adică ei vor, practic, pe de o parte, să stârpească populația pentru că nu pot să-și împartă avuția planetei la din ce în ce mai mulți oameni și pe de partea cealaltă vor să-i domine prin supunerea lor la patima sexuală, care, așa cum spun Sfinții Părinți, e cea mai puternică și care te domină cel mai mult. Și revenind la școala românească, mai trist este că sunt unități de învățământ și inspectorate școlare care preiau aceste recomandări UNESCO și le aplică în cadrul unor programe de educație. De exemplu, anul ăsta, că vorbeam de Casa Corpului Didactic, există un curs destinat profesorilor care se numește Realizarea obiectivelor noilor educații prin intermediul activităților extracurriculare. Aceste noi educații sunt cele propuse de UNESCO, în cadrul cărora regăsim educația pentru mediu, educație pentru pace și cooperare, educație pentru sănătate și educație sexuală. Nu ne punem întrebarea, ca părinți responsabili, ce anume se va studia în cadrul educației sexuale? Dar n-ar trebui să ne punem puțin întrebarea și asupra ceea ce se studiază în cadrul educației pentru mediu, că ați adus vorba de educația pentru mediu. Eu am constatat aici, ca teolog de data aceasta, n-a putut să-mi scape stridența aceasta vederii și auzului, că pe sub ideea de educație pentru mediu, pe sub aceste lucruri pe care copiii le fac în cadrul educației pentru mediu, s-au introdus adevărate culte ale unor zeități vechi păgâne, cum ar fi zeița mamă a Pământului, în așa zisa zi a Pământului. Ziua Pământului nu este decât un cult roman, redeșteptarea unui cult roman al zeiței Telus Mater sau Gaia Mithir, cum spuneau grecii. Știți că în limba română este și expresia Loater Gaia. Loater Gaia înseamnă să te ia pământul, să te înghită pământul. Copiii noștri sunt învățați să cânte tot felul de cântecele copacilor. Ori asta în teologie se numește religia animistă. Adică atunci nu te mai închini la Dumnezeu, te duci la copac și îl divinizezi pe el. N-ar trebui să, și din punctul ăsta de vedere, să fim un pic mai atenți? Ar trebui, dar vreau să vă spun că această închinare la pământ și la mediu se petrece și în cadrul unor organizații de tip scout, de cercetășie, care acum este în foarte mare vogă. Toți copiii noștri vor să intre în scout, să devină cercetași. Este ceva foarte atractiv pentru ei. La americani, nu? Micuții scouteri americani. Micuții scouteri, da, este o organizație înființată de Lordul Baden-Powell, despre care s-a demonstrat, nu cu mulți ani în urmă, există doi bibliografi care au arătat în cărțile lor, cu dovezi concrete, că acest om a fost un homosexual și un pedofil. Dar iar ei fac niște ritualuri în cadrul mișcării scout de închinare la spiritul lui Baden-Powell și la natură. Dar mulți deci, are... Exact același lucru. Cu pedofilul e clară treaba, dar cu homosexuali, mulți ar spune, politic corect vorbind, că nu avem niciun drept să-l judecăm pe el că a fost homosexual, că nu e așa, și legislația îi permite la ora actuală să fie homosexual. Nu avem dreptul să-l judecăm, dar mișcarea scout este o parte componentă din cadrul multor biserici. Asta este mai grav, că este susținută prin biserici. La biserici, asta este foarte grav. Este o... Biserici protestante, desigur. Sau și ortodoxe? Nu știu dacă a pătruns și la noi. E posibil să fie, nu știu. Dar știu că la catolici există. Că ați spus că sunt copii și români care aderă la această organizație scout. Dar mulți. E posibil. Nu știu dacă a pătruns și în Biserica Ortodoxă, ar fi foarte grav în condițiile expuse
acum să fie pătruns și în Biserica Ortodoxă. Pentru că, iată, această perversitate cu care de la nivel internațional ne vin aceste recomandări, cum a spus dumneavoastră, ca să facem închinări la zeii antichității de mult morți, că noi credeam că s-a terminat cu zeii de la decretul acela lui împăratului bizantin Teodosie, care i-a terminat pentru totdeauna. Iată că ei sunt realuși în actualitate. Copiii noștri se închină la asemenea zei fără să știe. Am văzut copii de clasa 1, de clasa 2, care fac niște cântece dintre acestea, dacă îmi permiteți un termen neacademic, tembeluțe, care pentru mine ca teolog nu sunt altceva decât imnuri adresate, imnuri religioase, nu, imnuri adresate în stilul cel mai animist posibil. Dar este posibil ca noi să fim părinți de copii creștini și să nu ne intereseze deloc aceste lucruri? Printr-o simplă accesare pe internet putem afla dacă vrem. Dacă ne interesează, putem să facem lucrul ăsta. De ce aceste lucruri? De ce părinții, spuneți-mi, vă rog, de ce părinții creștini, părinții practicanți, nu sunt zi de zi pe treptele, nu știu, să zicem, pe treptele tribunalului cu acești oameni ca să ia ca judecător pe un nou om de la tribunal să spună, dom'le, ia hotărăște tu dacă e bine sau nu. Poate o parte din părinți sunt de acord cu aceste educații. Dar poți să fii părinte creștin și să fii de acord cu aceste lucruri? Și cred că o mare parte nu știu. Cred că părinții nu știu ce se întâmplă în școli. Dar știți că există acest principiu chiar și în justiție, că zice ignoranția legii neminem excusa. Neștiința legii nu este o scuză pentru nimeni. Este foarte adevărat, dar să ne gândim totuși ce cruce au de dus părinții în ziua de astăzi. Cât de obosiți sunt, cât de împovărați de grijile de zi cu zi. Și pe fondul ăsta intervin cu aceste programe, pe fondul ăsta de slăbire a... Are vreo importanță și faptul că familia creștină în sine, familia din România în sine, creștină sau nu, este pulverizată de această necesitate de a pleca peste hotare să-și aducă bucata de pâine și copiii rămână în inimă lui? Este și asta un fenomen. Se tot vorbește de discriminare, cum ați întrebat mai devreme și spuneați despre aceste campanii agresive legate de discriminarea femeii. Nu e nicio problemă. O femeie are dreptul să facă o carieră și cred că foarte multe femei în România pot face carieră dacă pot să pună pe primul plan familia, totuși. Pot face și o carieră. Însă, de cele mai multe ori constați că ești nevoit să lași un copil acasă, singur, un copil mic, 8 ore și mai mult, ca să te ocupi de carieră. Și te gândești, cum poate evolua un copil fără să aibă pe mama alături, mai mult de 8 ore pe zi, fără ca el să fie marcat. Probabil și fără să aibă pe tata alături, și tata face carieră. Și atunci se întreabă cineva, acel copil nu este discriminat? Vorbim de discriminarea femeii, dar de discriminarea copilului, cine vorbește? De discriminarea familiei creștine, cine vorbește? Nu vorbește nimeni, vorbim noi la televizor. Drepturile copilului le mai apără cineva? Dacă noi ca părinți nu le apărăm, cine să le mai apere? Nimeni nu le mai apără astăzi. Da, pentru că statul vrea din ce în ce mai mult să se implice cât mai mult în educația, a spus și dumneavoastră, școala vrea să preia frâiele. Nu întâmplător am și pus titlul emisiunii Școala versus Familia Creștină, nu pentru că am vrea să discredităm școala. Toți suntem produsul școlii românești. Corect. Pe care am respectat-o și am iubit-o, dar nu putem admite ca ea să fie parazitată, tocmai din acest motiv, pentru că ne-a produs și pe noi, nu putem admite ca ea să fie parazitată de asemenea activități care nu sunt nici... Eu am întrebat-o pe și vă întreb și pe dumneavoastră, am întrebat-o pe medicul Iliescu, de ce în școală și nu la cabinetul medical această educație pentru sănătate? De ce să mă aduce în școală? Du-te cu ea la cabinetul medical. Poate, se poate face, dar poate să rămână o materie opțională, pe când acum se pune problema ca această materie să devină obligatorie, pentru că este un proiect de lege care acum se află pe masa senatorilor, care presupune ca educația pentru sănătate să devină o materie obligatorie în școli, de la clasele primare și până în facultăți. De ce? Ce se învață? Ce poți să înveți despre educația sexuală de la clasa 1 și până la 12? Ce e așa de mult de spus?
Nu cred că este nimic de spus în plus față de ce se spune de la început. Adică se repetă mereu și mereu aceleași noțiuni. Se repetă și în clasa 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, nu înseamnă că cineva chiar vrea să-ți bage ceva. Da, doar că se fac niște mici diferențe, așa, gradat. Adică dacă în clasa 1 se vorbește de aceste diferențe anatomice, între fetiță și băiat. La clasa a 5-a deja li se dau fetițelor adresele cabinetelor de plenic familial și așa mai departe. La modul ăsta se face această educație. Pentru că vă întreb asta, pentru că mi-aduc aminte că, spre exemplu, la matematică în clasa 1 înveți 1 plus 1, iar în clasa 12-a, nu știu, înveți funcții derivate de nu știu de unde. Adică ai ce învăța ca să acoperi 12 ani de educație. Dar în problema asta, ce e atât de mult de învățat? Ce poți să înveți atât de mult? De să o duci 12 ani. Să o duci 12 ani și să creezi acest... Nu cred că mai este vreo îndoială, că se creează un om nou. Despre asta și este vorba. Se creează, știți că exista... Noi când eram în regimul comunist, Toarșul Nicolae Ceaușescu ne vorbea mereu de crearea omului nou. Am crezut că am scăpat de omul nou, am crezut că omul nou este doar cel pe care Hristos l-a scăpat de păcat și l-a educat și l-a mântuit, dar nu, iată, oamenii vor să creeze din nou un om nou și de data aceasta chiar și reușesc să o facă. Ceaușescu doar bătea câmpii. Dar acești oameni, vedem că fetele din generațiile acestea educate sunt altfel decât fetele din trecut și probabil altfel decât fetele din viitor. Băieții sunt altfel. Se încearcă cumva o amestecare a sexelor sau o ștergere a diferențelor între ele? Se încearcă și acest lucru și noi, ca părinți responsabili, trebuie să ne punem niște întrebări. De ce există această luptă de a scoate religia din școli și, pe de altă parte, o luptă de a introduce ca materie obligatorie educația sexuală? În locul religiei. De ce? Care sunt, practic, putem să continuăm să fim orbi? Păi se pare că putem să continuăm, pentru că, iată, oamenii își fac proiectele astea fără să intereseze de părere. Dar, spuneți-mă, părinții nu au și ei comitete de părinți, știu și eu, celebre ședințe de părinți. Ei n-au nicio voce în școală, în educația copiilor lor? Părinții trebuie să devină conștienți de ceea ce se întâmplă în școli. Trebuie, în primul rând, să discute cu directorii și să le explice faptul că ei nu mai sunt de acord ca organizații de tipul Tineri pentru Tineri să intre cu aceste prezervative și broșuri în clasele copiilor lor. Ei nu acceptă. Eu, ca părinte, nu accept. De ce acasă eu m-am decis, pentru că este dreptul meu, ca părinte, să-i acord educația pe care o consider eu potrivită copilului meu? Eu nu sunt de acord ca în clasă copilul meu să învețe așa ceva. Mă poate școala obliga? Cu ce drept școala poate să mă oblige pe mine să accept așa ceva? Păi nu se poate, pentru că e o încălcare a dreptului constituțional, a libertății de conștiință. Și acum am ajuns în același punct în care vorbim de această dictatură pe care o impune astăzi școala. Da, o impune școala prin aceste organizații, prin aceste mentalități care parazitează, de fapt, funcționarea normală a școlii. Și reacția trebuie să vină din partea părinților. Vreau să insist pe acest lucru, da? Să nu se creadă că ne-am angajat în vreun război împotriva școlii, nici de cum, dar nu putem să lăsăm ca în școală să fie parazitată. Școala are alte preocupări. Altă menire. Ar trebui să scoat un om sănătos, din toate punctele de vedere, nu un dezabuzat dintre acesta care e plin de tot felul de porniri. Spuneți-mi, vă rog, o educație sexuală, o educație pentru sănătate și chiar o educație sexuală pe principii morale, ați spus. Cum? Tot prin aceste asociații Provita și prin alte organizații creștine care, susținute de biserică, acționează astăzi. Deci există programe naționale de educație pe principii creștine. Este programul pentru viață, susținut la Cluj-Napoca de doamna dr. Crista Todea Gros și inițiat de Asociația Filantropică Medicală Creștină Cristiană. Ei realizează o informare a elevilor despre avort și contracepție, dar pe principii creștine. Foarte bun program. Ca să mă iertați, că vă întreb, ca părinții să înțeleagă ce înseamnă că pe principii creștine, ce fac exact?
Ca să înțeleagă părinții în primul diferența. Rând, în primul rând le explică elevelor de liceu ce înseamnă un avort. Chiar dacă cu anumite filmulețe care sunt mai dure. În momentul ăla, eleva înțelege. Filmulețe care sunt mai dure sunt acele filmulețe cu copilul rupt în bucățele, nu? Cu asta se întâmplă. Și la asta se referă. La asta se referă, da. Au fost foarte multe discuții că acele filmulețe sunt dure. Dar moartea unui, copil nu e dură? Nu e dură? Apoi este campania de informare Vreau să aflu, care se desfășoară în mai multe orașe ale țării, organizată de Fundația Părintele Arsenie Boca din București, Școala Brâncovenească din Constanța, Asociația Iromonah Arsenie Boca Arad, Asociația Brâncoveanu Arad. Deci sunt mai multe asociații care s-au unit și vreau să vă spun cam care ar fi modulele. Da, vreau să le sintetizați ca să nu ieșim din emisie. Sexualitatea, informarea tinerilor despre viața intimă pentru a-i responsabiliza. Dragostea, conștientizarea și analizarea trăirilor specifice adolescenței, concepție și contracepție, informarea tinerilor despre caracterul procreativ al activității sexuale și posibilitățile tinerilor în această privință, droguri și etnobotanice, opinii medicale și mărturii ale consumatorilor, soluții, informarea tinerilor despre posibilitățile de gestionare a vieții intime în cadrul familiei. Deci se poate face și așa ceva. Spuneți-vă, de ce nu s-a găsit o cale ca aceste proiecte care sună absolut sănătos la cap să fie cumva propuse Ministerului Educației și să fie acestea care să-i educe pe copii? Eu cred că au fost mai multe propuneri, dar nu cred că au fost acceptate și, pe de altă parte, vreau să vă spun că în foarte multe școli nu se permite accesul acestor oameni la clasele de elevi. Adică sunt lăsați tineri pentru tineri să vină cu așa ceva, dar oamenii ai bisericii nu au acces în școli, că de directorul ce? Nu vrea. Nu vrea el. Are dreptul sau să inspectorul nu vrea. Are dreptul să nu vrea. El poate să spun da, el are dreptul să nu îl lase pe... Adică vă întreb, are dreptul legal să spun asta sau e un abuz? Nu, are dreptul să nu lase, să nu permită. Directorul trebuie să permită acestor asociații să intre la orele dacă îmi permite tinerilor de religie. Vă întreb. Întrebarea este dreptul acesta pe care el îl exercită nu trebuie să-l exercite într-un anumit cadru? Adică are dreptul să spună tu ești negru, tu ești verde, tu ești galben, pe tine te iau? Nu, și zice adică cineva. Atât de discriminare are dreptul acesta? Și zice cineva ceva de discriminare? Mai vorbim de discriminare? Nu, întrebarea este... Deci, nu are dreptul, nu. Are dreptul să fie exact cum vrea el sau are dreptul să aleagă sau să nu permită nimănui să intre? Pentru că dacă îi permiți unea și celorlalți interziși, nu știu ce drept mai ai. Deci, practic, există posibilitatea unei educații creștine. Și se face, dar sporadic. Nu sunt... Dar unde se face? Se face în educația. În școli sau în mediu extrașcolar? Se mai face și în școli. Prea puțin. Și vocile sunt prea slabe. Biserica față de acest torent de perversitate. Corect. Care... Biserica nu s-a gândit să le preia în interiorul ei? Să știți că eu i-am întrebat și pe cei din care lucrează în Ampăia și Părintele Teacu, care lucrează la Inspectoratul pentru ora de religie. Biserica n-ar trebui să se pregătească totuși să ia în interiorul ei aceste lucruri? Ba da, dacă cineva mai apără astăzi copiii, biserica o face și cred că biserica va acționa. Adică să facă ora aceea de școala de duminică sau ceva genul ăsta. Da. Pentru că nu se mai poate. Altfel. Pentru că lucrurile au mers atât de departe, cred că și biserica se va implica mai mult. Și trebuie să neapărat să se implice, pentru categoric. Că Alinter e prima perdantă dintre toți cei care... Categoric. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vreau să fac precizarea încă o dată, a treia oară, că această emisiune, deși se cheamă Școala versus Familia Creștină, nu este o emisiune care să vrea să antagonizeze școala. Nu vrem să discredităm școala, Doamne ferește, dar vrem să înțelegem de ce în interiorul școlii se întâmplă aceste lucruri și să găsim o soluție în așa fel încât copiii noștri, părinții să, chiar dacă se întâmplă în școli, măcar părinții să fie invitați să participe la decizia aceasta ca să aibă și ei un cuvânt de spus. Să sperăm că părinților le folosește această emisiune și vă mai așteptăm, aș vrea să facem o emisiune numai despre educație ecologică și despre cum este parazitată de această mentalitate. New Age se numește, este noua religie pe care același UNESCO și Organizația Națională Unită vor să o impună în lume.
Ideea ar fi ca să ajungă un popor, un singur popor, o singură țară, planeta întreagă și o singură religie, ca lumea să nu se mai dividă în așa de multe lucruri. Să sperăm că această emisiune le este de folos părinților, că le este de folos copiilor și că le dă de gândit și celor care conduc sistemul de educație la nivel local, național, cu precizarea că nu suntem dușmanii lor, ci suntem cineva care vrea să-i ajute și cu precizarea că dacă vor să aibă un punct diferit de vedere față de ce s-a spus la această emisiune, îi așteptăm cu drag să ne contacteze la televiziune, să intre în direct cu noi și să discutăm, să intre direct, adică să vină într-o emisiune cu noi și să discutăm și în altă perspectivă, să-și spună și ei punctul lor de vedere. Mihai Silviu Chirilă vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Credință Ștaiță, ne ținem săptămâna viitoare. La revedere!